găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Mădălina Neacșu și vă invit la o primă ediție din Caravana Urbană Constanța, de data aceasta în coparteneriat cu Constanța TV. Așa cum v-am obișnuit, NATO Urban Maritim merge mai departe și vom dezbate problematici și strategii de securitate și reziliență urbană, utile și relevante pentru comunitatea constanțeană. Astăzi îl avem invitat aici în platou pe domnul Victor Aileni. Bună ziua, domnule Victor! Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, ce s-a reușit să se construiască până în acest moment pentru comunitatea din Constanța în noua viziune NATO Urban? Deci există o istorie specifică a Constanței care vine din, care s-a diversificat din parteneriatul strategic cu Statele Unite, care s-a semnat cu ani în urmă, primul proiect fiind emergența facilității militare de la Cogălnicianu. Perioada în care m-am ocupat pentru selecția firmelor ca subcontract, firmelor constanțene ca subcontractor pentru un grup pe care le reprezentam și prin care am avut o pregătire specială în baza militară americană de la Bishkek. A fost un început, lucrurile au evoluat în timp, s-au consolidat, în același moment România a evoluat. Odată cu poziționarea scutului antirachetă de la Deveselu, unde m-am ocupat ca și consultant strategic pentru grupul care a câștigat licitația respectivă, perspectiva României s-a extins pe dimensiunea de furnizor de securitate pentru flancul de sud-est al NATO și al Uniunii Europene. Constanța a evoluat și ea între timp, pentru că în noua dimensiune de poziționare a României, facilitatea militară de la Cogălnicianu, faza inițială, se va transforma într-o bază militară stabilă, o bază complexă, o bază care este integrată într-o perspectivă mult mai largă a emergenței frontului estic al lumii euroatlantice, în care România este pilon de securitate pe flancul de sud-est, iar Polonia este pilon de securitate pe flancul de nord-est. Într-un asemenea context de emergență a unui asemenea proiect major, cifrat orientativ în jur de 2 miliarde de euro extinderea bazei care se construiește, categorică și zona Constanței evoluează. Un pas important s-a făcut prin emergența clubului NATO Aici Constanța. Vreau să ajungem. Recent știm foarte bine că s-a lansat în Constanța clubul de afaceri NATO. De asemenea, s-a organizat o serie de evenimente. Evenimente pe tematică financiară NATO, evenimente pe tematică militară în emergență. De asemenea, mediul universitar academic a fost alături de acest club de afaceri NATO Constanța. Se pare că sunteți în plină construcție strategică, mai ales că România se repoziționează pe flancul de sud Est, iar Constanța va juca un rol major de hub militar energetic. Categoric. Deci rolul principal al acestui club este de a formata și de a ajuta comunitatea de afaceri importantă locală să înțeleagă procedurile pentru a putea intra pe piețele de licitații pentru bazele militare, care, baza militară care se extinde și se consolidează, ca furnizor de servicii și produse. Este o sursă importantă de resurse financiare, iar repoziționarea într-o asemenea asta dă șansă importantă firmelor locale și firmelor din zonă pentru a putea câștiga o stabilitate financiară pe termen lung. Este un proiect de termen lung, nu este un proiect de azi pe mâine. De asemenea, România este poziționată gradual și înspre dimensiunea de hub energetic. Deci, prin independență energetică și furnizor de resurse energetice pentru întreaga regiune. Recentul parteneriat strategic semnat la Washington în săptămâna trecută, acum două săptămâni, a determinat și emergența unui proiect pentru reactoarele 3 și 4 ale centralei nucleare, finanțate printr-un finanțare Exim Bank USA, care dă o enormă consistență și responsabilitate pentru această nouă dimensiune în care România este gradual poziționată odată ca și cea de furnizor de securitate și de pe flancul de sud-est. Sursele oficiale au promovat tot mai mult aceste investiții americane în Constanța. Cum vedeți dumneavoastră repoziționarea Constanței din perspectiva investițiilor americane sau de altă natură, având în vedere că suntem într-o paradigmă post-pandemie, unde criza clar trebuie gestionată, mai ales dimensiunea antreprenorială. Cum trebuie să se poziționeze mediul de afaceri în următoarea perioadă? Deci, indiscutabil, mediul de afaceri va fi și el forțat să evolueze, să fie mult mai elastic, mult mai dinamic și mult mai creativ. Am intrat într-o situație globală, de fapt, în ultima instanță, cu grad ridicat de incertitudine, ne aduce anul, ce aduce ceasul, iar în contextul ăsta, dinamica firmelor va trebui să fie mult mai mare.
concomitent și elementele de dezvoltare a spiritului asociativ. Anumite licitații nu sunt accesibile unei firme sau se două pot firme. Asocia firmele românești cu firmele americane? Care categoric, este deci succesului? Indiscutabil. Exemplu, proiectul de la Deveselu a fost memorabil. Diferența între scutul antirachetă, care este un proiect strategic cu o rază de 2500 de kilometri de protecție în raport cu atacuri de tip nuclear cu rază medie rachete sau rază scurtă și rază medie de acțiune, diferența față de Cogălnicianu în anii 2006-2007 era legată de faptul că aici puteau să intre orice firme care mai avuseseră exercițiu. Scutul de la Deveselu, ca atare, era doar firmele americane. Contractorii generali trebuiau să fie obligatoriu prin lege, ceea ce reducea enorm de mult șansa firmelor românești, pentru că dimensiunea e foarte mare. Un grup american are dimensiunea cât un PIB de țară mică sau medie, vorbesc de grupurile care pot operaționaliza o asemenea dimensiune. Logica a fost în felul următor, de a găsi un intermediar spre un grup american. Și atunci, în piața românească, operaționaliza un grup, Africa-Israel la vremea respectivă, care avea foarte mulți subcontractori firme românești, cu care se construise mall-ul AFI Palace din București. Și atunci, în logica construcției, a fost ideea ca fiecare dintre dimensiunile respective, contractorul general, subcontractorul și firmele românești, să aibă acces la piața financiară, vorbesc, a proiectului de acolo. La fel va fi și în toate celelalte baze militare, pentru că Constanța sau Cogălnicianu este doar o componentă. Este o extindere generalizată a poziției militare. Toate bazele militare de pe teritoriul românesc principale sunt în proces de extindere și consolidare. Câmpia Turzii, baza 71 de la Câmpia Turzii, care este o bază de adâncime. Este o bază pentru aviație majoră, care are capacitatea de a susține linia de front, în general, care este linia maritimă. Este categoric Sibiu, care a emers în contextul în care se operaționalizează comandamentul NATO pentru flancul de sud-est. Cincu se extinde, se consolidează, Târgu Mureș are vecinătatea comandamentului forțelor speciale, București are și el deja o vecinătate în emergență militară, e vorba de Tunari, care s-a încheiat licitația, deci toate fac parte dintr-un integrare. Ei, într-un asemenea tip de context, se poate dezvolta prin aceste cluburi operaționalizate și în orașele care sunt vecinătăți militare, dezvoltate conceptual în conceptul de NATO urban, în care ați avut o contribuție esențială în dinamica și în poziționarea lui. Să dezbatem puțin acest concept de NATO urban, pentru că telespectatorii noștri poate nu sunt familiarizați. Da. Așa cum a fost definit conceptul NATO urban, de fapt integrează patru dimensiuni strategice. Corect. Dimensiunea mediului de afaceri certificată NATO, dimensiunea universitar-academică, dimensiunea administrației publice locale și dimensiunea militară. Aș dori să dezvoltăm puțin dimensiunea administrației publice locale. Știm foarte bine că un prim exercițiu de interconectivitate, de parteneriat între dimensiunea militară și administrație publică locală am avut-o în perioada decretării stării de urgență, unde primarii au trebuit să învețe, de fapt, să gestioneze criza urbană prin acest parteneriat civil-militar-cetățean. Spuneți-mi, vă rog, există o strategie, o viziune pentru perioada post-pandemie care să consolideze și mai mult acest parteneriat civil-militar-cetățean, mai ales că recenta strategie națională de apărare ne invită la cooperare, interconectare, atât la nivel multidimensional cât și intersectorial? Deci, realitatea pe care noi am parcurs-o în perioada primei crize pandemice, mă refer la cele două luni, a arătat că este obligatoriu această interconectare. Suntem în situații în care nu știi când un oraș intră într-o carantină sau urmează să intre într-o carantină și atunci resursele încep să fie limitate. Într-un asemenea tip de context, administrațiile locale, mediile universitare, mediile medicale, care sunt și ele în prima linie, și categoric vecinătățile militare, care au un rol important în relaționarea cu comunitatea, sunt chemate pentru o interoperabilitate, pentru situații tehnice, câteodată chiar de supraviețuire, de stabilizare a situațiilor de criză. Intrăm într-o situație în care, așa cum au fost prezentate prin caravana urbană de peste un an și jumătate, aproape 2 ani de zile, am intrat într-o situație de incertitudine, în care securitatea și reziliența urbană devin componente fundamentale pe dimensiunile specifice care sunt ale infrastructurii critice, dar și al interoperabilității între actorii mari, majori, că se numește administrație, că se numește vecinătate militară, că se numește mediu universitar, mediu medical și, evident, mediu de afaceri.
Deci va trebui să învățăm să interacționăm mult mai dinamic, mult mai rapid la situațiile care pot să apară de pe o zi pe alta sau la situații de incertitudine pe termen lung. Astăzi, predictibilitatea pe termen foarte lung este scăzută. Deci, la nivel global, este o emergență spre elemente cu un grad ridicat de incertitudine. Și atunci și exercițiile între actori majori trebuie să fie consistente, pentru că când îți ia casa foc, primii care sar sunt vecinii, rudele vin pe urmă. Iată că un prim exercițiu la nivel de comunicare mass media îl realizăm astăzi în parteneriat cu Constanța TV, pentru că ne dorim mai mult ca oricând să creionăm acele strategii de securitate și reziliență urbană, să invităm societatea civilă, mediul academic, mediul instituțional să se alăture aceste viziuni și să construim acele predicții care să ducă către gestionarea crizei urbane post-pandemie. Aș dori puțin să nuanțăm și dimensiunea energetică a Constanței. Constanța are o valoare majoră. Pe lângă faptul că este un oraș port, avem Marea Neagră cu uriașe implicații geopolitice, avem amenințări de toate dimensiunile. Spuneți-ne, vă rog, cum ar trebui să se poziționeze în momentul de față Constanța și cum ar trebui, prin întrajutorare cu celelalte vecinătăți urbane militare, și conturez aici dimensiunea militară, România devenind în ultimă instanță un furnizor de securitate regional pe flancul de est. Categoric. Deci, România are o istorie energetică. A fost o întreagă construcție a platformelor românești de extracție a petrolului din Marea Neagră. Ele s-au privatizat, au emers societăți comerciale care funcționează și astăzi, dar scara spre care se merge, dat fiind resursele foarte mari și pentru consolidarea poziției României ca și hub energetic, va fi mult mai mare. Dar există o istorie deja consolidată. Doi, adăugăm și centrala nucleară de la Cernavodă, care este un punct de securitate energetică major, strategică. Toate astea, încetul cu încetul, vor fi interconectate ca parte dintr-un plan integrat al lumii euroatlantice, în care, categoric, zona de aici are un rol major. Iar în emergența clubului NATO, CAMEA, care s-a constituit cu actori privați în cadrul Constanței, actori care vin din diverse segmente de piață, care acoperă o dimensiune complexă a serviciilor și produselor pe care vor fi cerute la baza militară de la Cogălnicean în emergență, alături de administrația locală și de administrații locale, mediul universitar care să încurajeze formarea unei culturi de securitate și reziliență în comunitate, la fel ca și dimensiunea medicală, care și ea este în linie de front. Da, aici doresc de fapt să dezvoltăm și dimensiunea hub-urilor medicalo-militare, având în vedere că lucrați la o strategie de integrare a trei orașe cheie, Sibiu, Târgu Mureș și Brașov, pe această dimensiune. Și urmează și Constanța, pentru că și Constanța în acest moment își dezvoltă o infrastructură critică medicală, care se va alătura celorlalte orașe din vecinătatea militară. Noi știm foarte bine că în perioada decretării stării de urgență, armata și sistemul medical s-au aflat în prima linie. Cum vedeți dimensiunea medicală reconfigurându-se în următoarea perioadă? Deci și în zona Constanței există o istorie de tradiții medicale majore, care au fost chiar cu vizibilitate globală. Era Anaslan ca institut de tratament încă o dată în zonă, care șef de stat sau foști șef de stat veneau în mod curent pentru tratament. Există o serie întreagă de elemente care s-au conservat într-o limită mai mică, dar care pot fi readuse la potențialul respectiv, mai ales acum, când am intrat în situații de crize pandemice, în care diferența între viață sau moarte se poate face prin dimensiune medicală și educație civică, categoric, dimensiunea medicală devine fundamentală. Și corpul medical, căruia aducem un mare respect, la fel ca și dimensiunii militare, sunt în linia întâi, cu dușmani vizibili sau invizibili. Exercițiul și proiectul de hub medical-militar între cele trei orașe, care este în curs de operaționalizare, mă refer la Târgu Mureș, o extraordinară școală de chirurgie cardiacă, Brașovul, care au tradiții inclusiv în tratamentul cancerului, și evident Sibiu, care are și o istorie, atât în dimensiuni medicale, cardiace și altele. Crearea acestei interoperabilități ar permite o mai mare rezistență la tipurile de șocuri.
Deci, la fel în dimensiunea Constanței, unde există o linie întreagă de instituții medicale, spitale, atât publice cât și private, crearea unei interacțiuni care să poată rezista mai bine, transfer de resurse în caz de urgență într-o parte sau alta, sunt elemente care le vedem ca o mare prioritate pentru timpurile care le avem și le trăim și pentru timpurile care merg. Vă mulțumim, domnule Victor Aileni. Vă mai așteptăm în studiourile Constanța TV în parteneria cu Caravana Urbană TV, iar pe dumneavoastră vă invit să ne urmăriți atât pe Facebook, pe YouTube, caravanaurbana.ro sau Constanța TV. Pe curând!